Au fost două zile pline de distracție pentru locuitorii comunei Lovrin. Zilele comunei Lovrin au avut loc în data de 29 și 30 iunie. Iubitorii de muzică populară s-au bucurat în piața Lovrin de un concert în aer liber. În prima zi, sâmbătă, 29 iunie, artiștii care i-au încântat pe cetățeni au fost Roxana Chiriță și Lele Crăciunescu, acompaniați de formația Maestori. În cea de-a doua zi, duminică, 30 iunie, Roberta Selagia și Adrian Diș, acompaniați de formația Atmosfer Band, au dat startul distracției. Cetățenii s-au putut bucura atât de muzica bună, cât și de delicioasele preparate pe care comercianții le-au pregătit pentru aceste zile speciale.